Doamna Maria Constantinescu, întrebarea ar fi, a cui a fost ideea acestei tabere de pictură pe sticlă și dacă este prima tabără la care ați participat? Este ideea minunatului om, domn și mare, eu îl consider genial, pe domnul Corneliu Ambucur, fostul director de la Muzeul Astra Sibiu, care a făcut niște proiecte europene acum excelente. La dumnealui am avut vreo 5 tabere de pictură pe sticlă cu copii din toată țara, dar pe unul nu s-a mai putut, știți cum e, când pleacă directorul, nu te mai bagă în seamă nimeni, dar nu e nicio problemă, este o vorbă, cine nu te vrea, nu te merită. Domnul Corneliu Ioan Bucur i-a spus domnului primar despre mine și fiind un om foarte receptiv și foarte inteligent, eu nu fac complimente gratuit, dar am mai văzut oameni extraordinari și domn, dacă domnul Radu Ciocan, primarul, nu. Pune atâta suflet că l-am întrebat, domnule, nu o să muriți dacă de la 7 dimineața până la 12 noaptea stați aici? Și a zis, văd că am antrenament. Așa că, anul trecut am fost invitată în vizită de domnul primar. M-am simțit excelent și m-a rugat să avem prima tabără anul acesta. Această tabără este închinată Adormirii Maicii Domnului și nu întâmplător, pentru că mâine pe 15 este Adormirea Maicii Domnului. Dar eu mă așteptam că acești copii minunați, 17 și 3 maturi din sat, de obicei eu realizez această tabără cu 10 ca să pot să-i țin în frâu, pentru că e foarte ușor să dai rasol, cum spun românii, și să fii conștiincios. Dar a fost o tabără miracol pentru că a ținut și timpul cu noi. Luni deja spuneam că e marți de frică, dar de luni a început să fie cald, pentru că realizez cu acești copii picturile în ulei, culori de ulei. Am constatat că cele de apă în câțiva ani se ridică și se șterg. Și am zis, ce sens are să pormă să le restaurăm, mai bine le realizăm, și am avut un solvent special pentru copii până în 14 ani. Așa, am avut surpriza că acești copii au realizat nu una, ci două picturi. Una o donează muzeului din Ciocănești și cealaltă și-au luat acasă, să aibă amintire. Dar mulți dintre ei le-au lăsat pe amândouă de fericire că au pictat două și că va fi pictura lor sau vor fi picturile lor în muzeu. Pentru că au fost atât de minunați și vă spun sincer, din respect pentru domnul primar, deși timpul meu este foarte limitat, la anul, sigur, pentru că am mai avut proiect european, am organizat la București prima expoziție internațională la Old Trade Center Sofitel cu banii Uniunii Europene. Am să realizez un proiect și sunt sigură că de Crăciun ajungem la Bruxelles, unde ce este fascinant, că acești copii cântă, se îmbracă în costum. A fost o plăcere. Tot timpul cât am pictat, i-au cântat muzică religioasă, pentru că trebuie să intri în stare. Nu poți să cânti muzică rock și să faci icoane. N-ai cum. Ce pot să vă mai spun este că aici, la Ciocănești, sunt două persoane extraordinare. Doamna Cristina Timu, care încondează ouă, și doamna Mărioara Timu, care realizează puișorii pe case. Am vrut să personalizez aceste icoane în sensul că trebuia să aibă un element de aici și ce element mai minunat era decât să se inspire din chenarele care sunt pe case, iar doamna Mărioara Timu a fost foarte receptivă și ne-a adus chiar modelele. Și dacă vă uitați, sunt doar două icoane, două tipuri de icoane. Adormirea și Maica Domnului cu Iisus în brațe. Dar pentru că au aceste chenare, le-a personalizat și te întrebe, o fie adormirea sau o fie altceva. Da, și toți copiii spuneau, a, nu, trebuie să punem negru, că e adormirea Maicii Domnului. Și am zis, dragii mei,
Și preoții explică acest lucru, că Maica Domnului nu a murit, a adormit și s-a înălțat cu trupul la cer, ceea ce nu se întâmplă. Și deci este o bucurie, este un triumf asupra morții. De fapt, noi nu murim. Lăsăm acest corp și plecăm, cum se spune, la loc curat și luminat, unde durere și suspin nu e. Fundația mea se numește Suflul Luminii și este de vreo mai mult de 25 de ani, 28 poate, înscrisă. Dar de ce credeți că se numește Suflul Luminii? Pentru că Dumnezeu este lumină, așa cum spune în crez, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iar eu aici am avut nu numai atâția puișori, am avut niște puișori plini de lumină, plini de Dumnezeu, care au lucrat cu entuziasm. Și am aflat mult mai târziu că lucrând cu entuziasm, de fapt lucrez cu Dumnezeu. Domnul primar Radu Ciocan s-a gândit la o recompensă, a recompensa copiii câștigători ai concursului de ouă în Condeiate. Ideea a fost extraordinară și iată-ne că acum finalizăm această idee. Avem fructul acestui gând. Da, extraordinar a fost. V-am spus că eu am întâlnit mulți oameni și mulți primari, pentru că m-am mai dus și în alte părți, dar și v-am spus, eu o vorbă, nu-mi cântă cocoșul pe gardul nimănui și nu trebuie să fac complimente gratuite, dar vă spun, mă plec în fața mea și a soției dumneavoastră care conlucrează. Parcă sunt două albinuțe care aleargă de colo-colo, iar acest ștergar. Superb ștergar l-am primit în semn de respect pentru această tabără. Și l-a primit aseară și normal, puțin mai lung și mai mare, Grigore Leșe, pentru că am avut șansa și acest lucru va continua. Eu cred că Grigore Leșe, pentru că nu-i spun domnul profesor toate titlurile pe care le are, maestru, pentru că el este maestru. Nu o să-i spui lui Brâncuș și sculptorul genial lui Brâncuș. Este genial. Bine, adevărul e că, cum spunea domnul Andrei Pleșu, s-a demonetizat puțin toată treaba asta cu maestre și la un moment dat nu știi când iei un interviu domnului Leșe sau lui Marcel Iureș, da. Eziți să folosești această adresabilitate ca nu cumva să fie iritați pentru că s-a folosit mult prea mult. Mult prea mult. Dar așa s-a uzat puțin. S-a uzat. Da, ca și un doctor docent. Sunt aici niște doctori în regiune care și-au cumpărat doctoratul și ies afară cu acel doctorat care nu-i valabil. Da, nu aceasta e povestea. Am realizat scenografia cu un cup foarte mare, care se și învârte, cu un cerc de aur și argint înscris în pătrat. Acest cub care se și învârte, care pleacă de la sacru, pentru că crucea este un element foarte vechi, e de când lumea. Sunt cele patru puncte cardinale, dacă întindem brațele devenim o cruce, noi înșine suntem niște cruci și suntem sacri pentru că avem lumină divină și scânteie divină. Acest cub plus două tronuri cu Maica Domnului torcând, vă spun sincer că nu știam foarte bine, deși am făcut și cursuri de istoria artelor și istoria tuturor bisericilor, nu știam că există icoane cu Maica Domnului. Eu trebuie să recunosc că nu le știu pe toate. La Veneția, întâlnindu-mă, având șansa să-l întâlnesc pe Gian Matteo Caputo, directorul Patriarhatului din Veneția, mi-a spus, aveți în centru compoziției Fusu pentru că există Maica Domnului oricând. Nu știu, aveam chiar eu în casă miniatura armenească unde Maica Domnului toarce. Pe urmă, la muzeul de artă sunt ușile de altar. Pe urmă, am avut surpriza și fericirea să văd la Curtea de Argeș, la Buna Vestire, Maica Domnului toarce. Și în centrul cubului acesta este un fus imens, care în mijloc are o pasăre, care înseamnă vestirea, Buna Vestire. Și
un tron cu Maica Domnului Turcând, altul cu Arhanghelul Gabriel, care o anunță că o să rămână însărcinată. Este o compoziție foarte mare. Și ce este foarte interesant, că doamna care mi-a filmat expoziția, fără să-i spun eu, ne-a urmărit pe mine și pe Grigore Leșe când îi explicam această compoziție, pentru că este imensă. Pleacă de la aceste două tronuri, Maica Domnului toarce firul pentru maramele care reprezintă tunelul timpului, ajungem la cub, care are toate elementele, simbolul fericirii, ochiul lui Dumnezeu, crucea, infinitul. Se mai face un mic culoar și este o poartă gorjană modernă, dar care are și încrustație de pictură încastrată, pictura pe sticlă, cu simbolul fericirii, iar de această poartă este atârnat un ștergar unde am imprimat fotografia realizată de însuși Brâncuș cu pasărea în văzduh, care de fapt e un fus. Și acest lucru, și în fața acestei fotografii, pentru că fotografia Brâncuș este genial, că noi nu murim, plecăm la locul raș iluminat unde durere și suspin nu e. Această fotografie a realizat-o Brâncuș la modul cel mai inteligent, în sensul că a proiectat o sferă de lumină și încă un fus. Deci fusul străpunge cerul și întâlnește semnele zodiacale. Iar în fața acestei fotografii și acestei compoziții este un cub mic în care este de sticlă, în care e înfipt un fus care se reflectă pe această compoziție. Această mare compoziție, pentru că este lungă cât sala Irina Nicolau de la Muzeul Țăran Român, are peste 2. Această compoziție, că este o compoziție în sine, se numește Rădăcini Arhetipale Omagii lui Brâncuș. Și noua președintă a Institutului Român de Cultură, doamna Liliana Țuroiu, realizează și a realizat costume extraordinare, inspirate din Brâncuș. Sunt absolut geniale. Și revin la Leșe, la Grigore Leșe, compoziția mea cu acest cub a fost într-o manifestare care sunt convinsă că o să continue, într-un concert de geniu pe care l-a realizat Mihaela Vosganian, unde a dansat Liliana Iorgulescu, a cântat Maria Chifu și a fost invitat de onoare Grigore Leșu. A fost un succes total. Prima dată a fost la conservator, pe urmă la operetă. Vă spun, nu puteai să arunci un băț, așa era de multă lume. Și sunt convinsă că Grigore Leșe și ceilalți, că toți sunt prietenii mei, sunt frații mei de suflet, de tradiție și de iubire față de aceste zauri pe care le avem, pentru că am să vă mai spun încă un lucru. Într-un interviu, la argument al domnului Horia Roman Patapievici cu Giorgio Ficarelli, reprezentantul cultural al Uniunii Europene la București, Giorgio Ficarelli spunea: domnilor, vă rog frumos să nu veniți în Uniunea Europeană copiindu-ne, nu faceți nimic, să veniți cu tezaurul vostru. Dumnealui și-a cumpărat o casă lângă Sibiu, are 12 costume, cred că are mai multe, tradiționale, și a spus: nu există nicăieri în lume o țară cu multitudinea asta de costume pe regiuni. Deci fiecare are clar personalitatea lui și s-a mai căsătorit și cu o româncă. Da, și dacă ne unim în această iubire față de tradiție, pentru că noi suntem foarte valoroși, eu am mare încredere în români și sunt fericită când după un timp se întorc în țară, pentru că realizează că totuși aici e cel mai bine. Și totuși nu poți să-ți uiți rădăcinile. Puteam să rămân profesor la Milano. Am stat un an, după care n-am știut cum să vin înapoi, să miros iarba și să cumpăr din piața amzei legume. Da, da, trebuie să revenim și să ne întoarcem la rădăcini, pentru că astea sunt cele mai importante. La început a fost o mare provocare, pentru că tabăra ar fi trebuit să
cuprinde doar un număr de 10 copii și v-ați trezit în fața unei mari provocări, pentru că au fost 17 copii, 20 cu tot cu adulți. Rămâneți la acest număr și la anul? Eu vreau să fie mai mult, pentru că am încredere în doamna Cristina Timu și în Mărioara Timu, pentru că am rămas foarte surprinsă. De fapt, știam că noi nu îmbătrânim, îmbătrânește corpul fizic, dar nu îmbătrânește dacă îți rămâne sufletul de copil. Mă uitam la aceste puișoare care pictau și toate erau frumoase, fiecare avea ceva minunat. Și când mă uitam la doamna Cristina Timu, era cea mai copil. Avea așa o fățucă de fetiță încântată și entuziasmată că poate să o picteze pe Maica Domnului, chit că Dumnezeu închistrează o orele excelent, extraordinar. Așa că noi ne-am unit aici suflete de copii și am realizat această... Imaginați-vă că aici este... sunt doar jumătate din picturi. Fiecare a plecat acasă cu câte o pictură. Iar inițiativa domnului primar de a le păstra muzeu și nu numai atât, vrea să le plătească copiilor. Este fascinantă. Da. Ce putem spune decât că salutăm inițiativa domnului primar Radu Ciocan, pentru că datorită dumnealui s-au creat aceste legături de suflet. Da, și domnului Corneliu Ambucur de la Sibiu, care deja are niște proiecte europene extraordinare, care au fost acceptate. Pentru că, ce se întâmplă? Omul sfințește locul. Dumnealui, oriunde se duce în lume, are idei. Deci, geniu nu se îngroapă într-un loc. Poți să te manifesti peste tot. Ne dăm întâlnire atunci pentru 2018, da? Da, mulțumesc frumos și să ne întâlnim sănătoși și să avem numai lucruri de suflet și de iubire, pentru că Dumnezeu e lumină și iubire și noi trebuie să fim la fel. Mulțumesc frumos! Mulțumesc!